We're ready. Ah, we're ready. We're up and live and running, cum ar zice prietenul meu, TJ Miles. Acesta este Burberry. And today you're going to învăța de la mine ce anume este, cum s-au zice pe românește, un slider. Eu nu sunt TJ Max sau cum îl cheamă pe băiatul acela, dar bine veni la un nou episod din Învață Programeza împreună cu Marius de la Magic 5. Eu sunt Marius, în spatele meu, cum te-am obișnuit, este Magic 5. Astăzi vei învăța ce anume este acela un slider. Chiar dacă te gândești că are de-a face cu verbul englezesc to slide, adică te-a dat cu a aluneca pe undeva, ca și în vorba englezească, este vorba despre niște slide-uri, adică imagini care merg de la stânga la dreapta. De ce este important să înveți acest termen sau să afli la ce se referă? Pentru că dacă te vei duce să faci un website și programatorul tău o să te bată la cap că are nevoie să facă 10 slide-uri pe minunatul tău website, ar fi bine să-i recomand să nu folosească mai mult de unul. Deoarece și pentru că există un studiu făcut de niște oameni care se ocupă cu designul, care spun că, de regulă, omul nu petrece mai mult de o treime de secundă pe un slider. Drept urmare, am spus de mai multe ori drept urmare decât trebuie, nu e nicio problemă, Viorel, că te-ai mai montat și nu te-ai. Drept urmare, ar fi bine să folosești slide-uri, dar doar acolo unde este nevoie și unde simți tu că nu poți să înlocuiești cu altceva. Alminter, nu le folosi. Bine, acum știi ce este acela un slider. Eu sunt Marius, hai pa!